Hello, dragilor, la mulți ani, multă sănătate și îndeplinirea tuturor dorințelor. Vă doresc să aveți un an bun, un an minunat, un an cu reușite pe toate planurile, acolo unde vă doriți voi. Astăzi am pentru voi un topic special pentru păr. Am gândit să începem anul cu un clip așa dedicat, targetat pentru zona părului, pe care nu prea o discutăm sau o discutăm, dar foarte puțin. Și m-am gândit așa să vă arăt așa cam ce produse folosesc eu sau ce produse mi-am achiziționat, care e părerea mea cu privire la aceste produse și de ce nu să vă dau așa idei, poate vreți și voi să vă achiziționați sau poate vreți să încercați produse noi. Acolo unde știu o să vă spun și prețurile, dacă am informații și dacă sunt informații mai proaspete, dacă nu am, nu o să vă zic, o să vă zic și de unde le-am cumpărat și o să vă dau așa, o să vă zic așa mici impresii. Bineînțeles că acestea sunt părerile mele personale și reflectă experiența mea. Bun, haideți să începem. Prima dată vorbim despre păr. Într-adevăr, este un atu de frumusețe și trebuie să avem mult mai mare grijă de cât o facem în mod normal și eu îmi doresc să acord mai mare atenție acestei părți a corpului pe care de multe ori am neglijat-o din comoditate și bineînțeles că nu aveam încredere în anumite produse care există pe piață. E drept că nu erau nici foarte multe produse. Dar la momentul acesta ne bucurăm de o varietate de produse. Firmele au adus pe piață sau, mă rog, branduri importante au adus pe piață o serie de produse și găsim foarte multe produse, branduri scumpe, branduri ieftine, așa că nu mai avem nicio scuză să nu folosim tot ce se poate astfel încât să avem un păr hidratat și care să arate foarte bine. O să încerc așa să ating toate punctele. Bun, o să începem mai întâi, prima dată cu vopsirea părului. Eu vopsesc părul de ceva timp, cred că de ani de zile, mai mult de 20 de ani. O fac în mod regulat, la modul că în fiecare lună îmi vopsesc părul, deoarece am și câteva șuvițe albe și imediat se văd din estetic, nu-mi place deloc cum arată. Și ca atare tot timpul îmi vopsesc părul. Acesta este un exemplu de vopsea, mai folosesc și Garnier, numai Saios. Ideea este că regulat la un anumit interval de timp îmi vopsesc părul. Am dezvoltat niște deprinderi cu privire la vopsire și pur și simplu mă descurc destul de ok. Nu este ceva sofisticat, orice persoană poate să facă lucrul acesta, mai ales că avem pe piață produse. Am mai fost și la cabinete sau, mă rog, saloane de cosmetică unde m-am vopsit, însă nu tot timpul am avut un rezultat foarte bun, fapt pentru care am decis să fac singur acasă și de ceva timp, plus că este și ieftin. Și având în vedere că avem pe piață foarte multe produse de la măști, uleiuri de hidratare, spume, geluri și așa mai departe. Sunt o serie de produse și chiar putem să facem acest lucru, că beneficiem de foarte multe produse existente pe piață. Doar trebuie să le căutăm și să le cumpărăm. Așa că permanent vopsesc părul cu o vopsea. Ideal ar fi, ce vă sfătuiesc eu din experiența mea personală, evident, să amânați cumva procesul acesta de vopsire pe cât posibil, pentru că cumva în timp o să observați că se reduce cantitatea de păr, pentru că evident vopseaua este totuși un agresor pentru păr, așa că dacă puteți să amânați acest proces, este foarte benefic pentru podoaba capilară. Evident, astea sunt părerile mele personale, dar pe perioadă îndelungată s-ar putea să aibă efecte în sensul că se va reduce cantitatea de păr, evident, pentru că părul în mod constant este agresat cu aceste vopsele și ca atare recomandarea mea ar fi să amânați acest proces, adică să nu începeți, nu știu, la vârste fragede,
sau să mai faceți pauze, astfel încât să lăsați părul să se regenereze. Din păcate, eu am înțeles târziu acest lucru și fapt pentru care am în permanență mă vopseam, iar în momentul în care nu am mai dorit să mai fac lucrul ăsta sau să iau pauze, nu mai este posibil pentru că au apărut aceste șuvițe gri care mă forțează cumva să-mi vopsesc părul în mod permanent. Și ca atare, asta ar fi sfatul meu, dacă aveți posibilitatea să mai amânați sau cumva să faceți niște pauze așa între vopsiri, în cazul în care nu aveți părul alb. Bun, pentru că vorbim de vopsea, există o soluție pe piață și mă bucur că firmele au dezvoltat diverse soluții, și anume, în cazul în care, să zicem, din diverse motive, nu am timp să mă vopsesc sau pur și simplu au apărut deja fire albe crescute, pentru că firul de păr crește destul de rapid de la o vopsire la alta, chiar dacă te vopsești la un interval de 4 săptămâni, puteți să observați, începând cu săptămâna a treia, că deja apar șuvițe și evident nu puteți să faceți vopsiri la 2 săptămâni, între 2 săptămâni, pentru că ar fi too much, așa că există o soluție pe piață și mă bucur că există astfel de soluții în care puteți să vă retușați rădăcinile cu o colorare temporară care se ia în momentul în care vă spălați părul și mi se par foarte bune aceste soluții. Eu pe acest recipient cred că am dat în jur de 35. Am văzut că au scos și cei de la palet ceva cu un burețel, tot așa un produs similar, doar că se aplică cu burețel. Acesta este gen spray, uitați-vă că îl și vedeți. A și sărit ceva particule pe aici prin ecran. Îl și vedeți, să zicem că l-am folosit și îl folosesc destul de des. Singurul lucru care trebuie să aveți grijă să, când pulverizați, să nu fiți îmbrăcați cu ținuta finală sau ținuta cu care ieșiți, mai ales dacă aveți bluze albe, pentru că există riscul să vă pătați un pic bluza. Bine, trebuie să aveți totuși grijă când pulverizați, să nu pulverizați de la o distanță foarte depărtată de păr, pentru că s-ar putea să se picăturile acelea de la spray-ul colorant se depună pe față sau, de ce nu, pe bluză. Așa că recomandat este să fie cât mai aproape de zona pe care vreți să o acoperiți și cumva să aveți grijă să, nu știu, să puneți așa ca un parapet, astfel încât să nu se coloreze bluza, sau să aveți ceva pe deasupra, un halat sau, de ce nu, să nu fiți îmbrăcați cu vestimentația finală. Oricum, mie îmi place acest produs, îl recomand, doar trebuie să țineți cont de acest lucru. Mi se pare o soluție salvatoare, rapidă și foarte bună, mai ales pentru persoanele care nu vor să își afișeze firele albe de păr, care au relații așa cu clienții și trebuie să aibă un aspect exterior și un aspect fizic cochet, îngrijit, elegant, și atunci acestea sunt chiar foarte bune și v-am zis, vă ajută să vă acoperiți firele albe. Din punctul meu de vedere, firele albe nu fac nimic altceva decât adaugă câțiva ani la profilul unei persoane, așa că cel mai bine este, mai ales dacă avem totuși un ten tânăr și vrem să nu ne arătăm vârsta, să le acoperim cu aceste spray-uri colorante. Bun, apoi pentru păr, tot așa, eu folosesc această mască de păr de la Gero Vital, o am de ceva timp, o tot folosesc. N-aș putea să zic că este cea mai eficientă, dar mi-a plăcut această mască de păr. Este unul dintre puținele produse românești pe care le folosesc. Este o mască regenerantă cu keratină, cu provitamina B5, vitamina E și vitamina A. Eu aplic nu după spălare, ci înainte de spălare. M-am obișnuit așa să fac. Și mi se pare ok, o folosesc în mod constant,
Și mi se pare ok așa, adică părul arată destul de îngrijit după ce folosesc această mască, mi se pare că nu mai este electrizat, nu mai apare, nu mai este așa de ciufulit ca atunci când nu folosesc masca, și nici încurcat. Așa că și mi se pare și mai hidratat, mai ușor de realizat o coafură. Așa că o folosesc și pe aceasta. Apoi am mai folosit și această mască. Nu dau seama de unde am cumpărat-o sau cum am primit-o. Nu știu dacă de la Notino sau de la Sephora. Este o mască de păr. Spun ei că se numește de la Biotop Professional 911 și spune că este o mască foarte hrănitoare, care ajută să revitalizeze firul de păr, lăsându-l mai soft, așa, și că ajută mai ales firul de păr care este subțire, care este un pic deteriorat, și da, și am folosit această mască nu de foarte multe ori, am folosit-o cred că o singură dată sau de 2 ori, mi-a plăcut, urmează să o mai folosesc pentru că mi-am propus să folosesc integral acest recipient, am aici doar 20 de mililitri. Ok, nu ceva super grozav ca și miros, nu pot să spun. Iar acesta de la Gerovital are un miros, n-aș putea să spun că e cel mai plăcut miros. E așa și așa ca și miros, adică nu e cel mai grozav, să vă zic sincer. Bun, deci acestea pentru măști de păr. Apoi mai avem aici un produs leave-in care se aplică după ce ne-am spălat pe păr. Acesta îmi place foarte mult cu miroase, deci este unul dintre produsele mele preferate. Acest un produs leave-in care promite el să ajute firul deteriorat, făcându-l mai puternic, și în special tratează firul deteriorat. Și spun ei că ar avea keratină și ulei de ricin. Vom vedea dacă așa este. Ce am observat eu, în general, la produsele de păr, că trebuie să le dați mai mult timp să acționeze, să le folosiți pe perioadă mai lungă de timp ca să observați rezultate. Nu o să vedeți rezultate imediate după prima utilizare sau a doua utilizare. Deci trebuie să le folosiți pe o perioadă mai lungă de timp să vedeți rezultate pozitive. Că acum, dacă este un rezultat negativ, în sensul că observați că nu vă face bine deloc, evident că trebuie să le opriți. Asta este regulă și pentru orice produs de îngrijire a feței, îngrijire a tenului, a pielii, a părului. Dar acest produs este foarte, foarte bun, miroase bine și nici nu are un preț foarte mare. Îmi place cu miroase a piersică și a ulei de cocos. Și are o textură așa foarte, foarte plăcută. Da, îmi place acesta. Nu trebuie pus foarte, foarte mult produs. Foarte puțin, cât așa să-l aplicați pe firul de păr. Și da, acesta vi-l recomand, cred că a costat 25 de lei, l-am luat de pe Notino, dar sunt foarte încântată de acest produs. Bun, mai avem aici un alt produs pe care îl folosesc și de când l-am cumpărat, l-am folosit în mod constant. Acesta este un mini size, este un șampon uscat de la Batiste, care pur și simplu te ajută să ai un păr cu volum, un păr care miroase fresh, un păr care arată îngrijit și, în general, este un produs din acesta miraculos care te scapă din situații nedorite, în sensul că se întâmplă ca părul să se îngrașe rapid din vari motive, nu știu, umiditate,
transpirație, activitate fizică intensă, căldură, poluare, ci pur și simplu un exces de sebum ca urmare a unui proces natural existent și atunci avem nevoie de astfel de produse, astfel încât să ne ajute să ieșim din situații neplăcute. Ideea este că, indiferent dacă avem o ținută frumoasă sau ne-am machiat foarte frumos cu produse scumpe, dacă părul ne stă plăștit și nu arată deloc grozav, în sensul că e lipicios, este lipit, e transpirat, atunci vă dați seama că schimbă total ținuta. Așa că este foarte important să acordăm o atenție deosebită părului. Bine, cel mai bine ar fi să ne spălăm pe cap și apoi să folosim acest șampon. Iar șamponul poate fi folosit doar în situații în care nu avem posibilitatea să ne spălăm, nu știu, suntem în criză de timp sau abia ne-am spălat pe cap și pur și simplu, cum v-am mai spus, e un proces natural și în cazul acesta, vă dați seama, nu puteți să vă spălați în fiecare oră, fiecare minut după cum transpiră părul. Și acesta este un produs din acesta minunat care te ajută în astfel de situații când părul tău e transpirat, s-a lipit, e lipicios, arată nu foarte estetic și este un produs salvator. Eu vă spun sincer, dacă aș fi știut de acest produs sau dacă l-aș fi testat, m-ar fi ajutat în foarte multe situații, așa că de când l-am descoperit, de când l-am testat, nu există să nu am un șampon batist în casă. Eu având un ten cu exces de sebum, dar și un păr cu exces de sebum. Așa că tot timpul folosesc. Preferatul meu este acesta batist, varianta originală. Am mai încercat și alte variante, nu le-am încercat pe toate, însă acesta sunt al doilea flacon. Și până acum este preferatul meu. O să vedem. Mai am și altul, care este cel cu... mai am unul floral pe care îl folosesc în paralel, dar oricum nu îmi lipsește din cutiuța de produse cosmetice. Ca și șampon la momentul acesta, de obicei nu folosesc mai multe șampoane în paralel și nu-mi place să deschid mai multe șampoane și motivul este că ele expiră din momentul în care le deschidem, iar termenul de garanție se calculează de la deschidere și atunci folosesc de obicei câte o sticluță de șampon. Abia am terminat o sticluță de la Naturebox, e drept că am avut varianta cu ulei de măsline, mi-a plăcut foarte tare șamponul acesta, îmi place că face spumă, că are o consistență destul de groasă, așa, concentrată ca și șampon și îmi plăcea cum se spăla părul și îmi place și că face spumă. Am mai întâlnit șampoane fără spumă, mie nu-mi plac genul acela de șampoane fără spumă, am senzația că nu mă spăl foarte bine, așa că prefer șampoanele cu spumă și acesta e un exemplu de șampon pe care îl mai folosesc și pe care l-am cumpărat, are un preț destul de bun și un raport calitate-preț bun. Asta este părerea mea personală, evident. Și aici este un șampon din acesta cu avocado și spune că 98% sunt origini naturale. Bineînțeles că eu toate sticluțele le reciclez, da? Și... Da, și acesta miroase foarte plăcut. Deci chiar foarte plăcut. Îmi place foarte mult să-mi iau produse care să aibă așa și un miros foarte plăcut, să avem și o experiență în această olfactivă minunată și apreciez mirosul în produsele cosmetice, adică nu sunt genul de persoană care caută produse fără miros. Eu sunt genul care pur și simplu prefer produsele cu miros, chiar dacă sunt persoane care știu că au alergie la astfel de mirosuri, eu, din contră, prefer genul acesta și acesta e un șampon bun, rezonabil, având în vedere prețul plătit, chiar e ok. Așa, un șampon pe care l-am cumpărat pentru soțul meu. Este un șampon tratament pentru persoanele care se confruntă cu probleme ale scalpului, de exemplu dermatită sau, dacă nu, persoanele care au o mătreață accentuată. Vreau să vă spun că de când îl folosește pe acesta, i s-a redus semnificativ
mătreața și mi se pare foarte bun pentru persoanele care au probleme de acest gen. Bine, este prima dată când folosește, da? Deci este un produs de la Dercos Technics, care este sub brandul Vichy. E destul de scump, dar are rezultate, mai ales pentru păr. Chiar e important, pentru că ați văzut și voi când mătreața aceea este, nu are un aspect estetic, ea se poate prelinge pe haine, nu e deloc aspectoasă, așa că e bine că avem astfel de produse. Foarte mult timp a folosit Head & Shoulders, dar nu mai erau eficiente. Și ce am auzit și ce am mai citit din diverse articole, că produsele și în general șampoanele trebuie schimbate la un interval de timp pentru că nu mai sunt eficiente. Poate că și acesta ar fi o cauză. Foarte mult timp a folosit același brand și după care nu a mai fost eficient. Sau pur și simplu, poate că formula șamponului se schimbă în timp și atunci nu mai dă randament. Dar oricum, acesta de la Dercos îl recomand pentru persoanele care se confruntă cu mătreață și nu mai poate scăpa de această mătreață. Acum, nu vă garantez că tratamentul acesta sau rezultatul va fi același pentru toată lumea, pentru că suntem diferiți, avem nevoi diferite și corpul nostru reacționează diferit. Până acum, eu vă zic din experiență că soțului meu i-a dat rezultate și chiar ne bucurăm că am scăpat de această problemă. Și nu mă așteptam de la un simplu șampon să pur și simplu să te scape de o asemenea problemă destul de accentuată. Dacă nu l-ați încercat, vă recomand, pentru că este foarte, foarte bun. Este un șampon care conține și seleniu, din ce observ, și că pur și simplu se aplică pe păr, se face un masaj, se lasă 2 minute și tratamentul se ține 4 săptămâni și, cum v-am mai spus, conține seleniu, conține de seleniu disulfid, disulfiur de seleniu. Da, un produs chimic probabil, dar care ajută foarte tare. Costă cam mult, vreo 60 de lei, cam așa, 200 de mililitri. E ok, având în vedere că rezolvă o problemă destul de stringentă, aș zice eu. Am mai folosit și acest produs. E drept că nu l-am folosit foarte des și nu de fiecare dată. Este un produs din acesta care vă ajută să faceți un păr ca la salon. Cum vă spuneam la începutul clipului, sunt foarte multe produse pe piață care pur și simplu ne oferă o experiență din aceasta luxoasă și aceste produse de la Alpha Parm de la Milano sunt foarte bune. Acesta este un spray din acesta iluminator. E un pic uleios așa, și lasă așa niște particule, n-aș putea să zic particule, ci pur și simplu de la uleiul acela părul strălucește un pic mai mult. Și se vede mai auriu, mai strălucitor. Și practic îi dă așa un touch din acesta mai luminos. Evident, nu trebuie să pulverizăm foarte mult pentru că îngrașă părul, mai ales cei care au un exces de sebum, deși spun ei că este indicat pentru toate tipurile de păr. Miroase destul de bine. Ai putea să spui că seamănă așa cu un produs din acela masculin mai degrabă, dar miroase foarte bine acest produs. Tot de la același brand am și un ulei de păr pe care nu l-am folosit încă, pentru că eu nu folosesc foarte multe produse în același timp. Este un serum strălucitor pentru toate tipurile de păr, care conține vitamina E ce va proteja părul împotriva agresiunilor externe
Și este conceput în așa fel încât să nu prevină pierderea tenului sau să-l îngrașe. Da, spune că are și un ulei flaxseed oil. Da, acesta este ambalajul. Cred că îl găsiți și pe Notino și pe la DM, găsiți astfel de produse. Da, deci cu ulei de semințe de in și vitamina E, protejează părul de agresiunea factorilor externi, creează un film ușor și suplu care combate umiditatea și uscăciunea fără a îngreuna părul. Spune că trebuie să aplicate câteva picături pe părul ud sau uscat. Da, spune că se folosește exclusiv în saloane, da. Adică, de fapt, e un produs din acesta, v-am spus, folosit foarte mult în saloane. Cam așa arată. Arată destul de ok. Noi avem aici 50 de ml, suficient. Nu l-am folosit, îmi place în schimb și sticluța și cum se prezintă. Nu sunt foarte, foarte scumpe. Adică sunt pe piață produse și mai scumpe. Apoi mai avem aici un produs de la Yves Rocher, care este un spray parfumat de păr. Deci, vedeți, sunt atât de multe produse încât poți să găsești și spray-uri parfumate pentru păr. Și aici este un spray parfumat care conține petit grain și extract de măsline. Spray-ul parfumat este pentru corp și pentru păr. Da. Acest flacon are 100 de mililitri, miroase foarte bine, fresh așa, chiar îmi place cum miroase, se simte foarte bine, foarte fresh așa, răcoritor, cred că îl vă potrivi și vara pentru că miroase foarte răcoritor așa și foarte bine. Pe acesta l-am primit cadou de la cei de la Yves Rocher, am făcut o comandă, aveau diverse promoții și dacă cumpărai, nu știu, mai multe geluri de duș, la un moment dat îți dădeau și un spray din acesta parfumat de păr, așa că m-am bucurat că l-am primit. Deci acesta practic a fost inclus în comanda pe care am făcut-o direct în magazin. Apoi o să vă mai arăt acum două parfumuri speciale de păr care au intrat în colecția mea sau, mă rog, pe care le-am achiziționat recent. Avem aici două surori de păr de la Versace pentru femei, un spray parfumat de 30 de ml fiecare. Le-am cumpărat de pe Notino, a costat cam 100 de lei, dar miroase foarte bine. Eu îl folosesc și pentru ca și apă de toaletă, cum ar veni, pentru că este un miros foarte plăcut, îmi place cum miroase. Și acesta este parfumul turcoaz, Dylan Turcoaz, parfumul, spray-ul parfumat de păr, dar nici nu zici că este un spray parfumat, pentru că el seamănă cu parfumul, parfumul pentru apa de toaletă, cum ar veni. Deci cam același ambalaj este, nu văd așa o diferență foarte mare. Acesta este, da, Dylan Turcoaz. Uitați-vă de apreciat și ambalajul, foarte frumos ambalajul. Și să vă zic acum notele, da? Deci avem note de vârf, mandarină italiană din Sicilia, piper roz, lămâie, primofiore. Notele de mijloc regăsim coacăze, acord de guava, iasomie și frezie și notele de bază, ambră, mosc, acorduri lemnoase. Deci acesta miroase foarte bine. De fapt, ambele miros foarte bine. Dar vă dați seama... Super! Deci vă dați seama ce experiență aveți după ce faceți părul, să vă parfumați părul cu acest spray de corp. Minunat! Ce să mai? Minunat! Miroase extraordinar, vreau să vă zic. Și mă bucur că l-am luat. Aveau și de la Notino niște oferte, chiar am rămas uimită. Eu vroiam să-mi cumpăr... apa de toaletă, dar totuși mi se părea cam scump să dau așa 300-400 de lei pe un set. Bine, vorbim de Versace, așa că am preferat să-mi iau varianta aceasta de păr, care, din punctul meu de vedere, merge folosită și ca apă de toaletă, pentru că, v-am zis, miroase... Poate că nu e atât de intensă, dar oricum aromele sunt similare. Deci avem și o variantă pentru păr.
o variantă elegantă, mai ceva ca la salon, pentru că la salon nu găsiți astfel de spray-uri parfumate, cel puțin eu nu am văzut. Și haideți să-l desfacem și pe cel de-al doilea și să citim notele. Poate și găsesc notele pe care le-am notat pe un carnețel. Uitați-vă cum arată. Am găsit și notele pe carnețel. Îmi place și acesta cum arată. Foarte frumos și miroase super. Deci super miroase acesta. Mai ales acum în perioada de sărbătorilor l-am cam folosit de mai multe ori. Pentru că îmi place cum miroase. Acesta are ca și notă de vârf bergamotă și tonuri de portocale amare, pară. În notele de mijloc regăsim frezie, mahonia și pomaroze și notele de bază lemn de cedru, accente fructate, cedru, ambroxan, izo, super și copac de belambra. Acestea sunt notele care le-am notat eu. Evident, nu știu dacă sunt chiar 100% notele listate și dacă le veți simți pe toate, pentru că asta depinde foarte mult de experiența fiecăruia, dar și de capacitatea de a separa anumite mirosuri și a detecta anumite mirosuri. Așa că chiar vă recomand ambele, sunt foarte frumoase și v-am zis, nici nu costă mult. Deci dacă vreți așa o experiență parfumată și chiar mă bucură, o să mai uit și eu de produse din acestea de păr, pentru că mi se par foarte bune și v-am zis, eu cred că merg folosite și pentru corp, da, deci cu succes, pentru că oricum, și atunci când ne dăm cu parfum, tot timpul ne dăm în zona urechii unde este și zona de păr, așa că e clar că pot fi folosite. Mergem mai departe și cu alte produse. Bun, următoarele produse de păr, tot așa cu dedicație. Acestea sunt niște produse pe care le-am achiziționat de la târgul de Cosmo Beauty și Hair, care a avut loc Cosmo Old, la Cosmo Old, care a avut loc la Hotel Pullman. Au venit cei de la Expert Beauty cu un stand de prezentare și au avut diverse oferte cu produse la reducere și produse, să zicem, la set. Așa că mi-am achiziționat și eu aceste produse și am dat destul de puțin pe ele, având în vedere prețul lor. Ele sunt destul de scumpe pentru că sunt produse în Suedia și haideți să începem. Deci pe acestea trei produse, dacă am 120 de lei și sunt special create pentru părul blond, iar acesta este un ulei de argan, din ce văd eu, da, un ulei de argan cu tot de la gama aceasta Maria Nila, avem 100 de mililitri, acesta a fost destul de scump, cam 50 sau 60 de lei. Și spune că este un ulei hrănitor ce netezește hidratarea și fortifiază părul și se absorbe rapid în firul de păr, lăsându-l fin și strălucitor. Da, are un miros delicat de vanilie, trandafir și iasomie. Se aplică o cantitate mică de ulei de argan pe părul umed sau uscat, de la jumătatea lungimii înspre vârfuri. Folosește uscătorul sau lasă părul să se usuce. Da, deci acesta este. E un produs destul de scump, nu am apucat încă să-l folosesc pentru că v-am zis, am destul de multe produse începute și aș vrea să le termin pe acelea, însă acesta este destul de bun, promite să rezolve anumite probleme cu firele de păr uscate. Eu am probleme cu firul de păr în sensul că e moale și casant, așa că am nevoie de un produs care să-l ajute să-l hidrateze, să-l facă mai rezistent și să aibă niște proprietăți astfel încât să-i crească rezistența, să nu mai fie atât de casant, să nu se mai rupă și de ce nu să mă ajute să-mi îndesesc și eu un pic podoaba capilară cât se poate. Evident că unele metode sunt și prin alimentație sau vitamine extra pentru firele de păr. Am mai luat ca și vitamine Novofam. Acelea sunt foarte bune. Am luat o perioadă de timp, numai că
îți dă și poftă de mâncare, cel puțin asta a fost experiența mea. Și eu cam evit să mai iau suplimente, astfel încât să n-am așa poftă de mâncare. Bun, aici avem, cum v-am mai zis, cele trei produse. Avem o mască, Silver Hair Mask. Este o mască tot așa specială pentru părul blond. Destul de mult produs, deci cât avem aici... Cam 250 și cumva această mască protejează și menține culoarea părului, mai ales părul tratat colorat. Deci sunt produse speciale pentru părul colorat, în special pentru părul blond, din ce am văzut. Și se aplică pe părul de-abia spălat, se lasă 3 minute, iar apoi se clătește. De fapt, se lasă 3 minute și pentru o acțiune mai îndelungată sau un efect mai, un rezultat mai bun, se lasă 5-10 minute cu un prosop aplicat peste păr. Se clătește apoi, este un tratament pentru părul blond care hrănește și hidratează firul de păr, lăsându-l mai soft. Așa, la prima vedere, miroase bine, da? Deci aceasta este o mască de păr. Apoi avem și un șampon. Atunci când se face tratament, trebuie să folosiți cam aceeași gamă de produse. Și acesta la fel, este un șampon cu pigment de violet și blackberry, deci coacăze, extract, care neutralizează culoarea de galben. Ajută părul să strălucească și să fie mai puternic, să aibă o structură mai puternică. Deci, tot așa, culoarea, complexul Guard Complex protejează și menține culoarea în firul colorat. Da, acesta este. Și avem aici un recipient de 350 de ml. Spune că sunt produse vegane, friendly animal și tot așa avem balsamul, care la fel, tot așa special pentru părul blond și ajută să, pentru o structură mai puternică, să neutralizeze umbrele galbene și hidratează și hrănește firul de păr. Bun, deci acestea sunt produsele de la Maria Nila, pe care le găsiți la Expert Beauty. Cred că tot timpul o să-i găsiți prin mall-uri, din ce am observat eu, pe cei de la Expert Beauty. Acum mergem cu niște produse pe care le-am achiziționat de-a lungul timpului, și anume produse care le-am achiziționat prin Look Fantastic. Cei de la Look Fantastic au de fiecare dată în cutiuța de la Look Fantastic din fiecare lună mai vin cu produse de păr, de îngrijire a părului. Acele produse și acele branduri sunt destul de scumpe, nu prea le găsiți în România. Nu le găsiți la DM sau la drugstores, sunt branduri pe care le găsiți mai mult în UK. Așa că e o plăcere să mai testezi și să folosești produse din acestea de lux sau high-end pe care nu le poți găsi la noi. Și avem aici un produs de la Avant de 25 de ml care este un produs cu keratină. Deci este un complex Ultra Shine Hair Cream cu keratină. Da.
Bun, acesta este. Dacă sunteți și voi interesați să vă achiziționați produse de la Look Fantastic, intrați pe site-ul celor de la Look Fantastic. O să vă las un link unde puteți să vedeți exact, puteți să intrați acolo pe site, vă faceți abonament, plătiți o sumă de bani în fiecare lună, e cam, acum este 84 de lei. Nu este obligatoriu să aveți abonament în fiecare lună, puteți să vă luați doar o singură lună să testați produsele, să vedeți dacă vă plac. Oricum, vedeți toate produsele, nu sunt toate full size, ci sunt numai mini size-uri, dar pentru experiență și pentru a testa produse, chiar mi se pare o idee foarte bună și sunt produse la care nu avem acces în fiecare zi și pe care nu le găsim în toate magazinele, cum este acest produs de la Avant, pe care nu o să-l găsiți peste tot. Am văzut că cei de la Notiv au început și ei să mai diversifice puțin gama, dar nu cred că vor băga produsele acestea. Oricum, v-am zis, ele vin din UK și nu se găsesc la noi în România. Apoi mai am aici tot așa de la ei un produs din acesta leave-in de la Away sau nu știu, cam așa să zic eu, tot așa un produs ăsta care hidratează și specială pentru părul distrus, pentru părul deteriorat, pentru părul care este casant. Da? Și tot așa spun ei că este un produs care te ajută să ai un păr mai hidratat, care se așează mai ușor, se coafează mai ușor, un produs din acesta care se aplică pe păr după spălare. Da? Bun. Haideți să vedem ce mai avem aici legat de păr, produse de păr de la ei. Mai avem aici un produs care te ajută așa să-ți protejeze părul împotriva agresiunii de la căldură. De la căldura furnizată de aparatele acelea de coafat, și anume fân, perie rotativă, diferite dispozitive pentru pieptănarea părului cu căldură și aranjarea sau coafarea părului. Este un, cum ar veni, un produs tot așa leave-in care protejează firul de păr împotriva agresiunii acelor aparate, protejează și repară cu ulei de argan și provitamina B5 de la Beauty Orcs Professional. Eu aici am un pliculeț de 30 de ml, deci se poate aplica de mai multe ori și spun ei că pur și simplu se aplică pe părul ud, iar apoi se, bineînțeles, se folosesc aparatele acelea de uscat. Și conține aceste elemente care protejează împotriva căldurii diferitelor aparate sau împotriva acestor factori de agresiune a părului. Nu am folosit-o încă, v-am zis de ce, că am destul de multe produse, dar v-am zis, prin acele aparate, nu faceți nimic aparate, abonamente, găsiți fel de fel de produse și primiți fel de fel de produse de la ei speciale pentru păr care vă ajută să vă mențineți părul hidratat. Ia să vedem ce mai avem aici. La fel, tot de la ei, de la Look Fantastic, avem aici tot așa o mască regenerantă pentru părul uscat, pentru părul colorat. Are 50 de mililitri și de la firma aceasta, Bleach London. Uitați-vă, da? La fel, se combină cu șamponul, se lasă cam 10-20 de minute și apoi se clătește. Da, deci această mască. Tot așa. V-am zis, sunt diverse produse, cred că mai am ceva tot așa de la ei, să vedem dacă reușesc să vă mai arăt.
Da, aceasta este tot așa pentru un conditioner, un balsam pentru păr de la firma Paradox. Nu prea îmi place ambalajul, ai senzația că e o cremă de ghete. Și tot așa se aplică pe păr, pe părul ud, și se distribuie pe toată lungimea părului. Da, acesta are 30 de mililitri. Apoi mai avem aici tot așa un șampon, cred că tot de la ei sau de la Notino, are 75 de mililitri, un șampon delicat, nutritiv, cu sulfat free, da? Dar acesta este un șampon pentru păr uscat. O să-l folosesc și așa, nu contează. Dacă vreți să folosiți, acestea sunt produse în Italia. Dacă vreți să le să vedeți exact, cei de la Notino au brandul acesta. Dar cred că găsiți și la DM. Am văzut că au băgat acest brand Alpha Parf. Deci l-am și pe acesta. Să vedem dacă mai găsesc altceva. Așa, vă ziceam că de brandul acesta Alpha Parf am și masca. Tot așa de 50 de mililitri. Cred că tot de la Notino. Ideea e că au avut cei de la Notino niște beauty box-uri speciale pentru păr și în acea cutiuță regăseai și produse de hair, mască, conditioner, șampon, mai multe variante, nu un singur brand, și practic acestea au venit în acea cutiuță. A fost destul de bună cutiuța și un raport calitate-preț foarte bun. Cred că a costat în jur de 100 de lei și au fost foarte multe șampoane și măști. Așa că mai uitați-vă pe Notino să vedeți dacă mai sunt aceste beauty box-uri. De obicei, când apar, trebuie să le comandați imediat pentru că se dau imediat, dar sunt foarte rezonabile la preț și au un raport calitate-preț foarte bun. Vorbeam de masca aceasta Paradox, avem și șamponul, deci trebuie să folosite împreună, de la Look Fantastic, evident. Și am mai primit și o mască de păr, ori de la Look Fantastic, ori de la Notino, aceasta de la Apivita, Express Beauty Hair Mask cu acid hialuronic. Da? Este o mască cu acid hialuronic. Nu prea am avut așa multe produse cu acid hialuronic pentru păr. E prima dată când am un astfel de produs. Abia aștept să o folosesc și pe aceasta. Continuăm cu alte produse. Bun, continuăm. Mai avem aici un șampon uscat, tot de la Alpha Parf Milano. Pe acesta l-am primit în cutia aceea de la Notino, vă spuneam eu de păr, ce a fost acest șampon uscat cu acest conditioner de la Schwarzkopf, care este bifazic cu glicerol și cu acest șampon de la, tot așa, de la Schwarzkopf. Acesta spune că este pentru păr normal și uscat. Are 250 de mililitri. Este un produs vegan, din ce observ. Și că curăță foarte bine părul. Și avem și conditioner, care are și acesta cât tot 200 ml. Și v-am zis, și șamponul uscat, pe care l-am folosit, dar nu pot să zic că mi-a plăcut, tot mai mult îmi place Batist. Tot de la cei de la Notino, de la Look Fantastic, am primit și acest Cloud Headband. Am văzut că se poartă și multe fete și-au cumpărat. Eu l-am achiziționat prin această cutiuță. Nu cred că o să o păstrez, pentru că nu pot să zic că mă dau un vânt după ea. Însă o am aici tot așa de păr, v-am zis, sunt cutiuțe în care puteți să primiți diverse produse. Aceasta este o perie de descurca părul de la
Tangle Teaser. Da, sunt destul de scumpe. Am achiziționat-o de la Notino prin pachetul acela, v-am zis, cu mai multe produse. Nu am folosit-o încă pentru că mai am și alte produse de folosit în momentul acesta. Bun. Apoi, alte produse ce mai am eu, să vă zic sincer. Mai am... Da. Niște șampoane și balsam de la L'Occitane. Am câteva, dar mostre din acestea micuțe. Mi-am cumpărat un calendar advent de la ei și am așa mostre din acestea micuțe. Am înțeles că sunt destul de bune. Eu n-am ajuns încă la ele să le consum, că v-am zis că am multe produse și n-am apucat să le folosesc. Dar cu siguranță o să vină și rândul lor. Acestea sunt, mai am ceva, da, uite că mai am ceva, un produs pe care nu vi l-am arătat. Avem și un produs care îmi place, tot așa, un ulei cu ulei de argan și vitamina E de la Londra. Pe acesta l-am folosit de câteva ori, îmi place cum se simte părul după. E un ulei din acesta care îl puneți... În general, îl aplicați pe păr și îl face mai soft, așa, numai că trebuie să aveți grijă să nu puneți foarte mult pentru că îngrașă părul, ca marea majoritate a uleiurilor. Deci, cumva, trebuie să puneți în palmă, să dați un pic așa pe vârfuri, dar să nu puneți foarte mult pentru că îngrașă. Asta e problema la aceste uleiuri, că dacă ați pus mult, s-a îngrășat părul. Și... Însă miros foarte bine. Cam acestea au fost produsele pentru păr. Vreau să vă mai arăt acum și câteva aparate de aranjare a părului și de coafat. Două secunde. Am acest aparat pentru... De fapt, este o perie rotativă pentru păr. Ideea e că îmi place această perie, dar nu prea am folosit-o pentru că e destul de... măricică așa și cam incomod de folosit. N-aș putea să zic că e preferata mea, dar o am pe aceasta, o folosesc din când în când. Îmi place că se rotește, dar nu pot să zic că mă dau un vânt după ea. O să vă arăt și cum arată. Să știți că mai sunt câteva fire de păr care n-am reușit să le iau, așa că încerc scuze. Uitați-vă, aceasta este așa și, bineînțeles, se poate seta de aici... cum îi spune, căldura sau dacă vreți și intensitatea căldurii, iar aici dacă vreți să rotiți spre stânga sau pe dreapta, cam așa ceva este această perie rotativă. Mi se pare destul de greoaie, asta mi se pare mie cel mai dificil această perie, că ea se încălzește, e ok, numai că este foarte, foarte greoaie și de multe ori e foarte greu de realizat o coafură, mai ales dacă ești de unul singur, să-ți faci singur coafura și asta nu-mi place la ea, că e destul de greoaie și prefer una care e mai ușoară și o să vă arăt care. Pe aceasta o folosesc din când în când, nu tot timpul, e ok, dar nu e, o să zic, preferata mea, tocmai din acest... motiv. Nu pot să zic că face niște bucle din acele adânci, doar că mi se pare că coafează destul de ok firul de păr. Dă volum, aranjează părul, cumva îl mai și lungește dacă vreți efectul acela de păr fără bucle, adică gen alungit, fără să se vadă buclele. Dacă vreți așa să-i faceți câteva valuri, dar nu se vede foarte intens, oricum, mi se pare ok, dar mi se pare cam greoaie acest instrument, această perie, așa că folosesc altă perie, o să vă arăt care. Ok, al doilea produs pe care l-am eu pentru ca și perie de păr e acesta de la Rowenta, care în comparație cu celălalt de la Babyliss mi se pare mult mai ușor.
Tot așa are mai multe viteze, răcire, mai multe trepte de căldură. Și acesta mi se pare mai ușor de folosit, doar că agață părul. După cum observați că se văd acolo niște fire, că tot n-am reușit să o curăț foarte bine, agață destul de bine părul, însă e mult mai ușor de folosit decât cealaltă, mi se pare, pentru că e mult mai ușoară. Deci nu există nimic perfect ca și perie. Aceasta, în schimb, într-adevăr, tot așa coafează foarte bine, numai că mai ia câteva fire de păr, ceea ce nu e ok, că vă dați seama, la fiecare coafat rămâi fără câteva fire de păr și pe aceasta o mai folosesc și, de fapt, mai mult către aceasta mă îndrept că e mai ușoară, dar agață un pic firele de păr. Bun, în încheiere o să vă mai arăt acum niște produse. Acestea le-am luat, acestea sunt de păr de la Jumbo, care mi-au plăcut mie așa de sărbători, foarte simpatice, dar sunt cam girly și așa. Apoi, de pe Shein, mi-am mai luat niște chestii speciale pentru păr, și anume genul acesta de brizbizuri pentru păr. Mi se par mai deosebite față ce găsim noi pe piața aici. Sunt destul de drăguțe, nu e un elastic din acela obișnuit. Așa, mi se par foarte drăguțe, mai ales de vară, dar uitați și acestea care sunt o singură culoare. Mi se par destul de ok, așa, neutre ca și de păr. Au fost 3 elastice și au costat cam 1,50 € ceva de genul ăsta. Și au și un bonus, așa, foarte simpatice. Apoi, tot așa, o clamă de păr, o fundiță specială. N-am folosit-o încă, dar am văzut că se cam poartă fundițele și aceasta tot așa de pe Shein, cumpărată. Foarte simpatică, uitați-vă, clama. La fel și aceasta a costat vreo 1,50 €, cam așa, 2 euro, ceva de genul ăsta. Foarte simpatică și aceasta. La fel, mai avem aici, tot așa de pe Shein, niște elastice din acestea de păr mai elegante, mai simpatice, care se pun așa cu un brizbiz aici, un element decorativ care nu știu cât o să reziste, dar se vede mai drăguț așa, pe alb și pe negru. Da? Așa, și tot de pe Shein avem aici o agrafă de păr mai colorată, înflorată, mai, să zicem așa, ieșită din comun, așa, mai, chiar nu mă așteptam să fie atât de mare, sincer, dar foarte drăguță și n-a costat decât 2 euro, mi se pare. Avem aici un păun foarte frumos, după cum observați, tot așa de pe Shein le-am luat. Se găsesc foarte multe accesorii de păr, dacă sunteți interesați, pe Shein, la prețuri rezonabile. Evident, le puteți găsi și în România, e o diferență mică de preț, dar pe Shein găsiți foarte, foarte multe accesorii, numai de păr, dar și pentru accesorii pentru, să zicem, lănțișoare, mărgele, cercei, diverse produse din acestea, plus eșarfe. Deci găsiți o grămadă de produse speciale pentru păr. O să vă las un link să vedeți ce mi-am cumpărat eu de pe Shein și care sunt părerile mele personale. Cam acesta a fost clipul cu produsele pentru păr. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Vă doresc să aveți un an bun, un an minunat, cu realizări și cu multe împliniri, să fiți sănătoși, să aveți un an liniștit, cu evenimente plăcute, doar cu evenimente plăcute. Cam acestea au fost informațiile, vă mai aștept pe canalul meu și dacă vă place conținutul acestui canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe și vă doresc o zi minunată!